Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am reîntâlnit după o lungă pauză în live. Vă, în primul rând, vă, vreau să vă mulțumesc pentru toate urările voastre calde, gândurile voastre de lumină care au ajuns la mine prin intermediul paginilor mele de Facebook, Puchiu Dimitria sau Dimitria Puchiu. Am răspuns și încerc să răspund tuturor pentru gândurile minunate, Mulțumesc din suflet pentru că v-ați adus aminte de mine și pentru că v-ați gândit în această zi de sărbătoare și la sufletul meu. Într-adevăr, ecoul gândurilor voastre este dătător de speranță. De aceea și eu am o surpriză pentru voi, un cadou. Vă anunț că de mâine, de mâine seară, de la ora 19, aveți posibilitatea să vedeți în premieră începutul unor emisiuni online sub denumirea Călător în Infinit. Fiecare emisiune online va fi postată pe canalul meu de YouTube, la care vă invit să vă abonați pentru a vedea în timp real, în momentul în care va avea loc această premieră. Și în momentul în care reușiți să vă racordați la canalul de YouTube, vă recomand de asemenea să distribuiți aceste postări ale mele. Chiar și acum, chiar și pe paginile de Facebook, distribuiți live-ul din acest moment, astfel încât cât mai mulți oameni să beneficieze de aceste informații. Deci, practic, încep o nouă serie de emisiuni săptămânale. Eu sper să reușesc să fac poate mai mult de o emisiune pe săptămână, pe care o puteți viziona de pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care nu mă cunosc și poate mă văd pentru prima dată ca apariție, permiteți-mi să mă prezint, să vă fac așa o scurtă introducere. În primul rând, numele meu este Dimitria Camelia Puchiu, sunt specialist și formator în informație energetică, organizator de călătorii inițiatice, organizez aceste călătorii inițiatice în locuri energoinformaționale din România și străinătate de peste 10 ani. De asemenea, experiența mea în extrasenzorial este acumulată în timp de peste 20 de ani lucrez în acest domeniu. De asemenea, abilitățile activate pe care le am îmi permit să vă susțin prin consilieri la distanță sau și personale, precum și terapii informaționale. De asemenea, în ultima perioadă, în ultimii ani, am început o serie de cărți, tot sub denumirea de Călător în Infinit. Serie care este proiectată să aibă șapte volume. Până în prezent am scos cinci volume din această serie. Mai multe detalii veți putea avea intrând pe site-ul meu pe www.travelinfinit.ro Acolo găsiți și cărțile și toate activitățile mele precum și călătoriile, cursurile, meditațiile pe care le organizez. Vă precizez din start că accesul la canalul meu de YouTube, abonarea voastră este gratuită. Deci nu percep niciun ban. De asemenea, nu condiționez distribuirea sau participarea uh, în live la toate sesiunile pe care le veți vedea înregistrate pe canalul meu de YouTube de nicio sumă de bani. Practic, cu un click puteți să vă faceți vouă un bine, precum și semenilor voștri, distribuind toate aceste postări. De asemenea, vă rog să uh, nu sunați în perioada asta, <laughs> am rugămintea asta. Uh, deci în momentul în care uh, intrați pe uh, site-ul meu sau pe canalul meu de YouTube, veți avea acolo toate datele de contact. Mm, relativ uh, Recent am conștientizat cât de importante sunt descrierile pe care le voi face cărților mele, de aceea vă rog să urmăriți canalul meu de YouTube, pentru că în perioada imediat următoare voi vorbi despre fiecare volum în parte, voi da câteva detalii pentru a nu mai fi nevoită să tot repet aceeași informație la fiecare intervenție live. De asemenea, pe burtiera emisiunii pe care o veți vedea online, vor fi date toate datele de contact, mai multe detalii găsiți, cum vă spuneam, pe site-ul meu. Vă invit să vă abonați și să devenim prieteni și pe paginile mele de Facebook, Puchiu Dimitria, Dimitria Puchiu, Travel Infinit, Interad și Călător în Infinit, pe Instagram de asemenea Dimitria Puchiu este Instagramul meu, să dialogăm, să fim aproape unii de ceilalți și vă aștept sugestiile, întrebările. De asemenea, sunt bucuroasă de comentariile pe care le veți face pe fiecare postare în parte. Contează foarte mult opinia voastră și pentru mine, dar și pentru ceilalți. Bineînțeles că invit să urmărească aceste live-uri și emisiuni persoanele care rezonează cu tipul acesta de informație. Cu siguranță, prin legea atracției, vor fi persoanele care, într-adevăr, sunt dornice să afle lucruri noi, lucruri deosebite, lucruri mai puțin discutate în mediul public, de asemenea, să afle noutăți care sunt revelate și prin sesiunile de channeling pe care le realizez în locurile energon informaționale, în meditații sau cele care le realizez live. Tot legat de noutăți, în luna noiembrie, deja am pregătit o sesiune de cursuri care vor avea loc online. Persoanele care se înscriu vor avea un cont vor putea fi logate, indiferent de unde urmăriți, unde vă aflați voi la momentul respectiv, important este să aveți o conexiune bună la internet pentru a putea participa la aceste cursuri online din luna noiembrie. De asemenea, ca și noutate mai recent postată pe pagina site-ului meu pe www.travelinfinit.ro, am aranjat, sau Universul a conspirat, să zicem așa, să fiu inspirată să realizez o sesiune de meditații, meditații la care tot așa trebuie să vă înscrieți și să participați, dacă doriți, în săptămâna din perioada solstițiului de iarnă 2020. Am realizat o serie de șapte meditații, deci întreaga săptămână, inclusiv ziua solstițiului. Cine dorește, poate să beneficieze de câte o meditație pe zi, în fiecare seară. Vă aștept, deci, prin urmare, cu drag să fim împreună, iar ca semn de apreciere al muncii mele, cu siguranță, veți participa. În, la toate activitățile pe care le organizez. Deci, încă o dată, vă reamintesc: vă aștept la seria de emisiuni online, care va debuta mâine, în premieră, la ora 19, direct pe canalul meu de YouTube. Deci, nu pe Facebook. Cei care nu reușesc să vadă la ora 19 să fie acasă sau să fie racordați la internet, le spun că nu este nicio problemă, emisiunea va rămâne acolo pe canal postată și o pot revedea oricând doresc. De asemenea, și voi, cei care veți fi în direct, veți putea revedea această emisiune. Așa cum am fost inspirată de aprecierile voastre, de sugestiile voastre, vreau să vă spun că, în continuare, voi ține cont și de doleanțele sufletului vostru. Astfel, de exemplu, am primit o sugestie la începutul acestui an de la o participantă într-una din călătoriile inițiatice să detaliez simplu, așa cum reușesc de fiecare dată, pe înțelesul tuturor cum poate un om să realizeze o meditație? Cum poate să intre într-o stare de meditație? Veți vedea că și în emisiuni voi, vă voi pregăti câte o surpriză, prin care fie vom face un exercițiu care presupune tot intrarea ca într-o stare ușoară de meditație, deci vor fi și meditații la uh, finalul acestor emisiuni. Știu că foarte mulți dintre voi de când eram la 6TV îmi spuneați cât de mult au contat acele meditații oferite la finalul fiecarei emisiuni. A fost o perioadă în care s-a putut, pe urmă nu s-a mai putut. Important este că aici, pe canalul meu de YouTube, am libertatea și posibilitatea să fac exact ce simte sufletul meu, fără să mai fiu cenzurată în vreun fel. Prin urmare, așa cum vă spuneam, așa cum a inspirat acea participantă să, să detaliez cum se poate intra în meditație, vă amintesc și vouă celor care sunteți mai noi abonați la canalul meu de YouTube sau la paginile mele, că veți găsi în cel de-al cincelea volum al seriei Călător în infinit, aici, tehnica de realizare a unei meditații. Deci vedeți cât de importante sunt sugestiile voastre pentru mine și într-adevăr acolo unde simt că este de luat înseamnă o sugestie, țin cont de ea. Spre binele cel mai înalt al tuturor, al meu, al vostru, al celor care sunt la început de drum pe calea aceasta a dezvoltării personale, a trezirii conștiinței. Deci, bine ne-am regăsit, bine ne-am reîntâlnit. Știu că pauza, poate pentru foarte mulți, a fost destul de lungă. Știu că mulți îmi scriați și îmi spuneați, dar când veți relua seria emisiunilor? Ei, iată că s-a întâmplat, s-a împlinit acum, a sosit și momentul. Dar trebuie să mă înțelegeți și voi pe mine că timpul liniar din dimensiunea asta de multe ori este limitat față de aspirațiile și câte dorință am să împărtășesc și cât de multe informații am să vă ofer. Este important de asemenea să înțelegeți că în perioada aceasta în care am lipsit un pic din mediul online, a fost necesar să merg în locurile energoinformaționale. Eu practic de acolo extrag informațiile și prin experiența de viață pe care o acumulez prin acele trăiri, eu reușesc să creez materialul, să zicem așa, care să fie furnizat mai departe. Deci vedeți, Într-un fel, tot la muncă am fost, nu am tras chiulul, chiar dacă vă doreați să fim mai aproape, așa cum vă obișnuisem în perioada aceea, să zicem, mai îndepărtată de la începutul anului, nu prea plăcută pentru mulți, în care am fost aproape zilnic alături de voi aveți speranță, aveți încredere în voi, pentru că veți reuși să treceți cu bine peste toate. Toate provocările care vin, luați-le ca lecții de viață și în același timp ca pretexte pe evoluția voastră. Vedeți cum veți găsi soluția, cum veți ieși vigător din orice situație. De aceea, aceste emisiuni care vor începe Începând de mâine, deci la ora 19, pe canalul meu de YouTube Dimitria Puchiu, vă oferă, de fapt, posibilitatea să vă echilibrați, să vă găsiți răspunsurile prin meditațiile pe care le realizez. Beneficiați, practic, chiar și de terapii la distanță, într-un mod atât de subtil, simplu ușor de realizat. Pentru sufletul vostru cel mai minunat, gândiți-vă că aveți posibilitatea să vedeți măreția voastră interioară. Aveți posibilitatea să vă descoperiți potențialul vostru interior. Sunteți creatorii realității acestei luni. Prin urmare, haideți să începem să lucrăm cu noi înșine pentru ca această lume să devină o lume mai bună. Și amintește-ți ce ești, și astfel lumea este schimbată. O seară, pe mâine seară, pe canalul meu de YouTube, Dimitria Puchiu.